Muzeul Național al Bucovinei continuă seria expozițiilor itinerante în școlile din județ prin prezentarea expoziției fotodocumentare Personalitățile culturii naționale la școala gimnazială din Siminicea în perioada 10 mai-30 iunie. Expoziția este organizată de Muzeul Național al Bucovinei Suceava, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Expoziția reunește documente și imagini fotografice din patrimoniul celor trei muzee din România și a fost concepută ca un omagiu adus celor trei personalități marcante ale culturii naționale. Ciprian Porumbescu, compozitor, talent muzical de excepție, creatorul primei operete românești Crai Nou. Lucian Blaga, eseist, filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar, academician și diplomat român. Și Alexei Mateevici, cel mai înzestrat poet al Basarabiei de la începutul secolului 20, autorul celebrei poezii Limba noastră, care devine imnul Republicii Moldova din 1994.